În acest weekend a fost inaugurat noul sediu al punctului de lucru ISU Băița, partea a detașamentului de pompieri DEVA. Pompierii de la Băița își desfășoară activitatea aici de 14 ani, contribuind la siguranța locuitorilor din această zonă, care cuprinde 13 localități, unde trăiesc 4.400 de cetățeni, iar area de intervenție este de peste 12.000 de hectare. La festivitatea de inaugurare a noului sediu, amenajat și dotat cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local Băița, au participat reprezentanții ai instituției prefecturii, ai Consiliului Județean Hunedoara și ai primăriei Băița, dar și ai principalelor instituții hunedorene cu activități de sprijin în domeniul diferitelor situații de urgență. În toată această perioadă de 14 ani, pompierii au participat la peste 2000 de misiuni și intervenții, demonstrând curaj și determinare în fiecare acțiune. Felicitări! Noul sediu va asigura condiții optime pentru pregătirea și desfășurarea misiunilor, sporind eficiența echipajelor ISU. Mulțumiri primăriei Băița și tuturor celor care au contribuit la asigurarea unui sediu adecvat activităților pompierilor. Suntem mândri să avem alături o echipă de salvatori dedicați și pregătiți să intervină prompt pentru a proteja și a salva vieți. Felicitări conducerii ISU Hunedoara pentru managementul acestei situații și pentru întreaga activitate desfășurată în slujba cetățenilor, a declarat președintele Consiliului Județean Hunedoara Laurențiu Nistor la inaugurarea noului sediu ISU din Băița.